Am în mână cea mai mare dependență a mea, pe care o am încă de mic copil. Și m-am hotărât să vorbesc despre lucrul ăsta, despre dependența pe care o au, cred că, majoritatea oamenilor și despre dependența care cred că este numărul 1 în lume. Și anume, nu țigările, nu drogurile, nu alcoolul, ci zahărul. Zahărul, care este un aliment de bază, un aliment foarte des întâlnit, de care suntem dependenți majoritatea, mai mult sau mai puțin. Și vreau să vorbesc despre lucrul ăsta pentru că eu am avut probleme și am probleme în continuare din cauza faptului că sunt dependent. Dacă o să vă intereseze subiectul, vă rog să vă uitați până la capăt. Dacă nu vă interesează subiectul, nu vă uitați absolut deloc, că poate o să fie plictisitor pentru unii. Dar dacă sunteți copii, tineri, adolescenți sau chiar adulți, dar mai ales tineri și copii, vă rog foarte mult să încercați să vă uitați, să vedeți despre ceea ce să vorbesc, pentru că nu este absolut deloc o glumă ceea ce vorbesc aici. Vă spun din propria experiență, pe propria piele, tot ce am pățit din cauza faptului că sunt dependent de zahăr, dependent de dulciuri. Cel puțin am fost până mai în ultimii 2 ani și de la an la an și cel puțin ultima perioadă am încercat și încerc din toată puterea mea să mă las complet, nu complet de zahăr, să am rărit și să înlocuiesc zahărul din dulciurile astea care sunt efectiv numai chimicale și numai prostii cu ceva mult mai natural și anume fructe. Fructele, pentru că astea sunt principalele, cele mai sănătoase din care îți poți lua zahărul. Dar în același timp, deci nu ne putem lăsa de zahăr complet. O să vă zic cam care sunt alimentele care îmi plac cel mai mult și de ce zic că sunt dependent de zahăr. Pentru că mi-au plăcut întotdeauna de mic și știți foarte bine de pe vloguri că am mâncat și am tot prezentat și videouri în care mâncam dulciuri, bomboane, caramele, jeleuri. Am aici o cara mea, că dacă tot sunt în locația asta și am văzut caramele și de mult, aseară, ieri, am vrut iar să fac video despre subiectul ăsta, dar când am deschis camera am zis, oare e un subiect atât de important în care să-l vorbesc public sau nu? Pentru mine este, pentru alții nu știu. Azi am văzut caramea asta când am intrat acolo sau de fapt când filmam și am zis că trebuie să fac despre subiectul ăsta pentru că o să vă zic în primul rând care sunt efectele adverse datorate zahărului, în primul și în primul rând din aceste prostii. Sunt bune pe moment, sunt dulci. Deci zahărul este principalul aliment care îți stimulează creierul, pentru că el, glucoza din zahăr, din absolut orice fel de dulce, îți dă hormonul, te face fericit, îți dă hormonul fericirii pentru că tu consumi glucoza respectivă. Și asta stimulează creierul și când îți place ceva vrei și mai mult, și mai mult. Adică vrei să consumi lucrul acela tot timpul. Cum ar fi, ca exemplu, Coca-Cola. În Coca-Cola e băgat foarte mult zahăr sau foarte mulți îndulcitori sau aromați, arome dintre alea și așa mai departe. De ce? Pentru că devii dependent, pentru că îți place și creierul tău vrea. Papilele gustative stimulează, mamă ce bune, vreau, vreau, vreau. La fel a fost la mine. Eu nu sunt dependent, ca să zic, de Coca-Cola, deși nu prea beau, în general, sucuri. Nu prea beau sucuri, nu prea beau energizante. Beau, să zic, dacă beau, nu știu, 10 doze de cola sau de energizant pe an, maxim. Dacă beau una la o lună, la două luni, dacă mi-e poftă, rar, poate și mai rar. Nu beau, în general. Mi-e poftă ca orice om, uneori, da, îmi mai place ocazional să mai degust așa ceva. Poate când mănânc ceva sau când e cald să fie mai rece doza respectivă, băutura, nu știu, un păhărel. Dar uneori mă chinui și o doză să o termin, sincer, nu-mi place. Nu mă încânt atât de tare, adică să beau cola sau alte sucuri în general. Adică, uite, ca exemplu, legat de cola sau altceva, de obicei prefer să beau Fanta, nu știu, îmi place mai mult gustul de portocale, dar nici Fanta nu prea beau, nu beau în general sucuri acidulate, nici măcar apă minerală. Adică, cine mă cunoaște și mă întreabă întotdeauna, vrei apă? De care minerală? Nu, apă plată, apă plată, aia îmi place cel mai mult. Beau rar sucuri. Nu prea avem sucuri în casă. Dacă avem, ca exemplu, sucuri, avem o sticlă, două, pentru a mai servi ocazional musafirii, pentru că e normal să mai servești și mai bei și de atunci poate un pahar cu ei. Dar, în general, nu. Nu prea servim sucuri. În schimb, dependența mea sunt, și au fost întotdeauna, caramelele și jeleurile și bomboanele, de orice fel. Nu chipsuri, deci
dacă m-a pus cineva să aleg între chipsul sau ceva dulce, am ales mereu ceva dulce. Jeleurile și caramele sunt cele mai mari chimicale, conțin cele mai multe chimicale, cele mai multe prostii în interiorul lor, dar mi-au plăcut întotdeauna, adică când eram adolescent, când eram copil, nu pot să zic că mâncam atât de multe, că îmi dădeau cu porția părinții, dar când eram adolescent sau când aveam banii mei și îmi cumpăram, deci nu exagerez că terminam o pungă, două, în jumătate de oră de jeleuri, deci mâncam 200, 300, 400 de grame foarte repede. Sau uneori poate mâncam o pungă în 2-3 zile, depinde. Foarte mult zahăr am băgat în mine în perioada adolescenței, iar undeva pe la 18-19 ani am avut explozie de acne. Vreau să fac o precizare legat de treaba asta, poate să fac și un subiect legat, dar nu are nicio legătură oricum cu subiectul ăsta. Ideea este că acneea nu apare datorită faptului că faci sau nu faci sex. Deci, în general, e o mare bullshit treaba asta cu sexul. Deci nu era vorba că am făcut sau că n-am făcut eu înainte. N-are nicio treabă. Că făcusem de înainte, acneea mi-a apărut după 18-19 ani, datorită faptului că am avut o explozie din cauza dulciurilor mâncate în exces. Și am avut foarte multe coșuri pe care le-am spart și deși mi se spunea nu le mai sparge, în momentul când le-am spart, mi-au rămas semne, unul câte unul, unul câte unul, de asta am semnele astea urâte pe față. Și în general cei care știu lucrul ăsta o să-mi dea dreptate. Dar sunt oameni care nu mănâncă jeleuri, cunosc persoane care nu mănâncă jeleuri, bomboane, caramele. În schimb, au băut foarte multe sucuri, sucuri acidulate sau au mâncat foarte multe prăjituri dulci. Cum ar fi, să zic, nu știu, nu neapărat prăjituri de casă, ci prăjituri cumpărate, care conțin de asemenea foarte multe chimicale și alte prostii băgate în ele. Un alt lucru care mie mi-a dăunat, datorită faptului că am consumat foarte multe dulciuri, dinții. Am avut probleme mari cu dinții, cu măselele, cu cariile, încă din adolescență, pentru că mâncam dulciuri din copilărie. Deși părinții nu mă lăsau, îmi dădeau cu porția, nu am avut părinți care să mă forțeze să nu mănânc sau să mănânc anume ceva. Dacă îmi plăceau mie, mă lăsau să mănânc, dar cu porția. Au fost părinți normali. Dar eu pe ascuns mai luam de la unul, de la altul sau cum făceam în așa fel, când aveam, găseam unde erau ascunse și le mâncam. Ei bine, după o perioadă au început să-mi apară probleme cu dinții. La 14 ani, la 13 sau 14 ani, cred că la 14 ani, să nu greșesc maxim, la 14 ani, știu că eram în școală în general, cred că în clasa 8-a, mi s-a pus de către un medic stomatolog prima coroniță, prima măsea, peste măsea se pune, nu e un implant, este o protecție peste măsea, se șlefuiește și se pune o protecție, prima coroniță, așa se numește, ca să nu mi se mai sfarme măseaua, pentru că mi-a ajuns caria până la nervi, măseaua era praf și chiar dacă făceau o reconstrucție, s-ar fi spart, s-ar fi crăpat din nou, pentru că pereții deja erau foarte slabi. Și mi-a pus prima coroniță la 14 ani. Ce copil normal mai are la 14 ani coroniță în gură? Apoi până la 18-19 ani, cred că mi-am pus vreo 4 sau 5, fără nicio exagerare. Încă mai am, cred că una sau două, pentru că le-am mai schimbat între timp. La 10 ani zice că trebuie să le schimbi, depinde cum îți menții dinții. Eu am continuat să mănânc, bineînțeles. Până în momentul de față, în gura mea, nu știu dacă mai am din măsele 3 sau 4 fără nerv scos. Aproape toate măselele mele au nervul scos. De ce? Pentru că mi-a ajuns durerea până la nerv, a trebuit să-mi omoare nervul, mi s-au pus coronițe, mi s-au făcut anumite reconstrucții, în continuare trebuie să mai pun coronițe. Ultima dată, ca exemplu, când am fost acasă, am dat 12 milioane și jumătate, 1250 de lei, doar ca să-mi pună o coroniță și să-mi facă o măsea, să-mi facă caria și să-mi pună o coroniță nouă, care a costat vreo 850 de lei sau ceva de genul, din zircon sau nu știu ce exact. Să dai 250 de euro pentru o singură măsea, în condițiile în care sunt persoane care au gura praf toată, deci trebuie să bage sute de milioane, fără exagerare, e vorba de cel puțin 4, 5, 10 mii de euro ca să-ți faci o dantură în momentul de față, în ziua de astăzi, și în România este destul de ieftin față de alte țări, pentru că în Germania un coleg dăduse doar 600 de euro pentru a-i face o carie la urgență, este extrem de mult, de asta foarte mulți români care muncesc în străinătate vin înapoi în țară să-și facă în vacanță dinții și vara când e sezon, cam stomatologii sunt toți foarte ocupați.
Deci, probleme cu dinții, probleme cu acnea. Foarte mult zahăr. Eu oricum n-am dinții drepți perfecți, m-am tot gândit să-mi pun și în ultima perioadă aparat dentar, dar m-am tot căutat și am vorbit și una și alta și am analizat. Depinde cât de strâmbi ai dinți. La mine din naștere treaba asta, ar fi trebuit poate când eram copil să-mi iei îndrepte. Am avut un aparat dentar pe la 12-13 ani, dar a fost o sârmă de aia mai low cost, să zic, nu știu, ceva cum era cu 20 de ani, deci fix acum 20 de ani. Astea sunt principalele probleme pe care le-am avut eu. Pe lângă faptul că sunt și am fost foarte energic, hiperactiv. Și am o teamă în sinea mea să nu declanșez un diabet de tip 2, pentru că în familia mea există persoane cum ar fi mama mea, bunica mea și alte persoane care au mai avut diabet. Și poate care mai sunt, dar nu mă știu eu. Datorită faptului că asta se poate transmite și genetic și nu prea e în regulă, eu sunt predispus la asta și mi-e teamă și am zis în ultima perioadă că băi, încetez și încerc să nu mai mănânc și chiar nu mai mănânc dulciuri, faptul că mai filmez ocazional o dată în an câte o pungă de jeleuri, ultimul video pe care l-am făcut cu jeleuri undeva prin toamnă, am avut vreo 7-8 pungi, le-am desfăcut, am mâncat 2-3, iar de atunci credeți-mă că pungile acelea au fost puse în dulap și încă și în ziua de astăzi le am acolo. Am mai degustat câte una la o săptămână când mi-am amintit de ele din dulapul respectiv din pungă. Nu prea mai mănânc, mi-e poftă uneori, poate mi-au o pungă, dar o pungă de jeleuri dacă ar fi să o mănânc acum mă ține o lună sau două, adică mănânc 1-2 pe zi de poftă. Că mi-e poftă și îmi place și gustul ăla să, când îl trag de, când trag de jeleul respectiv. Am aici o caramea. La fel și caramelele, depinde. Și astea au foarte mult zahăr, efectiv sunt numai zahăr. Mai mănânci una, două de aromă. Asta nu mi-am cumpărat-o, era aici la locația asta. Am văzut-o și am zis că hai să fac video ăsta, că poate cineva o să înțeleagă ceea ce vreau să vorbesc. Zahărul creează dependență. Mâncați dulciuri cu porția. Nu vă aruncați în ele, că după foarte puțin timp, în scurt timp, o să realizați că ați devenit dependenți de zahăr. Și eu n-am realizat treaba asta și mi se spunea de-a lungul anilor, băi, tu ești dependent. Și da, în momentul în care duceam lipsă de zahăr, o luam razna, căutam prin toată casa ceva dulce. Deci eram atât de hiperactiv, atât de nebun la propriu, deci o nebuneală, că poate să declanșeze după o anumită vârstă și demență, din ce am citit, demență la propriu, datorită faptului că nu, dacă ajungi la diabet sau la demență, trebuie să faci, poți să faci și insulină la un moment dat, va trebui să faci zi de zi sau nu știu, periodic, habar n-am insulină. Am avut o rudă care își făcea injecții cu insulină pentru că nivelul de glicemie din sânge nu mai este cel normal. Și ăsta nu e un lucru bun. Eu ca meserie sunt antrenor și le spun tuturor treaba asta. Bă, nu exagerați cu dulciurile. Dacă îi văd, încerc să dau sfat. Uite-te la fața mea. Am asta din cauza faptului că am mâncat foarte multe dulciuri, nu din cauza sexului. Nu mai credeți treaba asta. Poți să faci sau să nu faci, că n-au treabă coșurile. Că-ți mai apar periodic așa câteva. Eu am avut exces, explozie de acnee pe la, după 18 ani. Cred că 19, chiar 20 de ani, eram în primul an de facultate când efectiv mi-a explodat fața. Și mi-amintesc că eram undeva prin clasa 10, aveam, pe 10-11 aveam o față atât de fină și erau copii mai mici, clasa 8-a, 9-a, 10-a, de vârsta mea, care aveau foarte multe coșuri, acnee și râdeam într-un fel de el, ca și cum a fost acum karma, să zicem, uite ce coșuri au, nu mai știu în ziua de azi tipii ăia, băieții, fetele aia, dacă mai au semne ca mine sau nu, dar râdeam în sinea mea, uite bă ce față urâtă au, ce coșuri au și credeam și eu același lucru, cum ar crede unii, dar... În principal e vorba de alimentație, deci dulciurile în exces, sucurile în exces, alimentele astea foarte proaste. La unii mai declanșează acneea și fumatul excesiv, unii datorită fumatului și alcoolului. Alcoolul încă de mic, mai ales dacă te apuci de alcool și de țigări din adolescență, sunt persoane care dezvoltă acnee sau persoane care n-au nicio treabă, adică poți să ai norocul să ai fața fină, ca un exemplu, dar și țigările îți strică dantura. Tot ce este în exces, țigări, alcool, îți strică dantura. Dar mai ales zahărul. Mi-a atacat măselele, mi-a atacat dinții. Dinții sunt buni în mare parte. Măselele, că acolo ronțe cu ele în spate mai mult și acolo ajunge tot. Mi s-a stricat dantura. Am băgat foarte mulți bani de-a lungul anilor și nu cred, cred că nu este un an. Poate am avut odată 2 ani consecutiv să nu fiu nevoit să merg la dentist. Dar în general au trebuit să merg
mereu, o dată, două ori pe an, timp de câteva săptămâni consecutiv, să mă duc să mai fac o care, o măsea, una alta. Și este neplăcut să-ți ajungă durerea la măsea, la nerv, cu tot cu reche, și să stai cu zilele să iei pastile sau alte lucruri. Evitați zahărul în exces. Puteți înlocui cu fructe. Fructe de orice fel, mai ales fructe de sezon. Când este sezonul, mâncați-le atunci din plin. Din primăvară și până în toamnă aveți fructe la greu. Iarna puteți, cum sunt eu la casă, sunt foarte norocos că am în grădină tot ce vreau. Le punem la congelator și peste iarnă, dacă vrem, avem nevoie, scoatem fructele, se decongelează, se poate face o tartă, o prăjitură, orice. O prăjitură de casă e mult mai sănătoasă, poți să pui mai puțin zahăr în ea, decât una cumpărată. Deci încercați să evitați excesul de zahăr. Creează cea mai mare dependență din lume. Dacă o să căutați pe internet, cea mai mare dependență din lume este zahărul. Deci nu este o glumă. Nu vă jucați cu viața, cu viitorul. Trebuie să îmi fac analizele în curând, să-mi verific nivelul din sânge, să verific, eu mă simt foarte bine. Problema este că de ceva timp, de când am început să las aproape complet dulciurile, mă simt mult mai slăbit. Ca factori datorită faptului că am început să elimin zahărul din organism, corpul se simte slăbit. Nu mă mai simt așa de bine, mă simt mult mai obosit, pentru că zahărul îți dă energie. Dacă nu mai consum zahăr, nu mai ai energie, nu mai ai stimulenți, poate nu mai ești chiar atât de fericit, că vrei ceva dulce, dar sunt conștient că o să încep să mă simt tot mai bine. Deja mă simt mai bine în pielea mea. În primul rând, nu mă mai simt balonat. Un alt factor pe care l-am avut eu în ultimii ani, de mulți ani încoace, mai spre seară, balonarea, pentru că mănânc normal, mănânc la mese normale, dar printre mese mâncam dulciuri. Dulciuri de orice fel, mai ales, nu știu, mie îmi plac și dulciurile cu ciocolată, dar ciocolata e ok. Și acum, în ultima perioadă, mănânc ciocolată de 80-90%. Am început de vreo câteva luni, cel puțin de când sunt aici plecat prin străinătate, să-mi fac singur prăjiturile și singura prăjitură pe care... Bine, ori clătite, să zicem, ori îmi fac niște batoane proteice, ca să zic așa, dar nu mai seamănă batoane, că eu o fac în tavă și le tai, le porționez, din cereale cu stafide, alune, nuci, mix, caju, semințe de toate felurile, orz, ovăz, și pun ciocolată dintre aia cât mai bună. Am găsit Candia sau alte branduri de astea ceva mai cunoscute, cam cu 80-90% ciocolată. Cât mai multă ciocolată. Ciocolată neagră, amărui, asta e cea mai bună, cea mai sănătoasă, nu conține zahăr. Adică nu foarte mult zahăr, e cel mai ok. Și îmi fac batoanele astea și mă satur. Mi-au la serviciu, acasă, câte o bucățică, două, și nu mai îmi trebuie. Acum, de ceva timp, am început să mănânc pepene, că e vară și a apărut pepene, și mai cumpăr câte un pepene. Abia aștept să mă duc acasă în vacanță și să mănânc tot felul de fructe, că e sezonul. Pe unele le-am cam ratat, că n-am avut când. Cireșele, cum ar fi. Dar evitați zahărul. Creează dependență, poate crea demență. Poate crea boli, poate declanșa boli în interiorul vostru și nu vreți lucrul ăsta. Evitați, dacă sunteți conștienți în momentul de față că aveți probleme și voi cu zahărul, luați tot ce aveți în dulap, aruncați-le sau dați-le la cineva, dar câte puțin așa, și încercați să realizați, nu e bun pentru mine. Trebuie să fac ceva care să fiu conștient de lucrul ăsta, că îmi poate dăuna. Și eu acum, având în momentul de față aproape 33 de ani, abia acum realizez lucrul ăsta, deși mi-au spus de foarte multe ori toate rudele și inclusiv soția mea, care mă susține cel mai mult, și încerc acum să ascult de ea, adică am încercat tot timpul, dar eu sunt mai încăpățânat, asta e partea a doua, și dau dreptate și poate trebuia să-i dau din timp, dar mai bine mai târziu decât niciodată, pentru că e vorba de corp, de sănătate, și asta... E vorba pentru viitor, în primul rând. Pentru tine și pentru cei din jurul tău. Dacă tu vei fi bolnav, îi chinui și pe ei. După cum se poate observa, recent am mai pus ceva masă musculară pe mine, mi-a spus și voi. Mă chinui de ceva timp și m-am chinuit în toți ani. Și am avut foarte multe urcușuri și coborușuri. De ce? Datorită dulciurilor. Pentru că eu, deși mănânc regulat, de 3-4 ori pe zi,
acasă. Acum de când sunt aici, mănânc cam 5 mese pe zi. Mănânc 5 mese pentru că am început să fac un bulk și am luat ceva kilograme în greutate, mai exact vreo 8 kilograme, poate o să fac un video separat pe treaba cu sportul. Dar am reușit să mă îngraș, datorită faptului că am reușit să mai las și din dulciuri. În schimb, cu ce mă lupt foarte tare este cu grăsimea abdominală, care grăsimea abdominală este datorată tot faptului că am mâncat foarte multe dulciuri. Eu întotdeauna am fost slim, mai slăpuț, așa, mai, adică normal, corp normal să zicem. Dar sunt oameni care se îngrașă sau oameni care slăbesc datorită faptului că consumă foarte multe dulciuri. Eu am slăbit foarte mult tot timpul când mâncam dulciuri. Și dulciurile alea uneori îmi țineau de foame și nu mai apucam să mănânc mâncare pentru că îmi strica foamea și e pe bună dreptate, nu mâncați dulciuri înainte pentru că după care o să vă balonați sau nu o să mai aveți poftă de mâncare foarte tare, crezând, păcălind stomacul pe moment și după o să vă fie foame. Plus că toată grăsimea se adună aici, pe partea de jos a abdomenului, ceea ce am și eu. Puțin aici și puțin aici. Am pătrățele în partea de sus, spre jos se vede ca ceva ce nu-mi place, ca un strat de grăsime pe care mă lupt să-l dau jos de mult timp. Am mai dat din el acum, sper în următoarea perioadă să-l dau complet jos. Nu vreau să arăt eu ca nu știu cine, dar vreau să mă simt bine în pielea mea. Și am început să mă simt mult mai bine în pielea mea, să nu mai fiu balonat, să am energie atât cât trebuie, nu să am o energie dintr-aia hiperactivă, super energic, super nebun, cum am fost întotdeauna, poate datorită faptului că am mâncat dulciuri, după cum am mai spus, dar am fost așa și dacă nu mâncam dulciuri, nu știu, așa îmi place mie, sunt mai energic, ăsta e felul meu. Dar punctul forte e zahărul, glucoza, de care trebuie să mă las complet și să înlocuiesc cu fructe. Fructe și alte alimente. Ce mai place foarte mult să mănânc și mănânc în exces sunt fructe deshidratate. Mănânc foarte multe fructe deshidratate pentru că alea țin și mai mult, sunt mai micuțe, le pui în buzunar, le-ai luat după tine în ghiozdan, caise deshidratate, smochine, curmale, stafide, îmi plac la nebunie, mere uscate, poți să stai mere, le pui la uscat undeva, la afumat, cum vrei tu și mănânci așa ca chipsuri de mere, există tot felul de fructe dintre astea deshidratate din care îți poți lua zahărul în mod natural. Sau mierea, care este cel mai bun și sănătos aliment, dar nici mierea nu trebuie mâncată în exces. Dimineața pe stomacul gol, o linguriță, două, ți-ai pus-o în cafeluță, în ceai, dar și mierea acolo e altă discuție, că nu trebuie la o temperatură foarte mare, că se duc, în fine, multe, multe discuții. Cred că am atins punctele pe care le-am vrut să le ating, legate de dependența pe care o am eu și cu care mă lupt. Și pe care zic că o să o înving cu siguranță. Acum mi s-a făcut foame, trebuie să mănânc și după care mâncăm ceva dulce, dar dulcele nu-l mâncați imediat după masă. Așteptați, lăsați stomacul măcar un 30 de minute, 30 de minute minim, să stea, nu zic o oră, 30 de minute e de ajuns, 30 de minute și după care mâncați dulce. Aceeași problemă o aveam până înainte, până acum ceva timp, imediat după masă mâncam dulcele. Băi, nu dura 2 minute, gata, desfăceam ceva dulce, sau dacă aveam, și noi români așa suntem învățați în general, adunăm multă mâncare pe masă, la evenimente, de Crăciun, de Paște, sau în general cu întâlnirile de familie, pac! Ai mâncat cât ai mâncat și după care aducem cozonac, aducem prăjiturile. Măi, mai așteaptă puțin, mai stai de vorbă, mai ieși afară, mai plimbă-te prin curte, nu sări, nu fă sport exagerat, plimbă-te, dă-i o tură și după care te-ai întors, vorbești, nu știu, pun alta la povești și după care începi 20-30 minute, așteaptă stomacul să se relaxeze și după care îi bagi dulcele în el. Prăjiturile de casă, mă refer, cozonac, orice. Acestea fiind spuse, sper că m-am făcut cât de cât înțeles și sper că voi ajuta pe cineva. Vă mulțumesc de vizionare, nu uitați să mă urmăriți și aici și pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok, aveți rețelele de socializare în secțiunea de descriere și voi reveni cu cât mai multe subiecte atunci când îmi va trece ceva prin cap, nu vreau să mai evit. Am tot evitat să discut anumite lucruri pentru că poate să-mi sară ceva în cap. Asta e părerea mea proprie și personală, vă spun din experiență, cine mă crede și mă aude, îi mulțumesc. Sănătate și mai bine!